Vă salut și bine v-am regăsit în cadrul unui nou videoclip informativ. Tema clipului nostru de astăzi se referă la banii de pensie în Germania și anume: Ce bani de pensie voi avea la bătrânețe în Germania dacă nu am lucrat niciodată? Este logic faptul că cine nu a lucrat niciodată în Germania cu carte de muncă nu a plătit niciodată la asigurare de pensie, așadar nu va avea pensie la bătrânețe. Și totuși, unii se întreabă: Acum sunt tânăr, dar ce voi face la vârsta de pensionare, când cunoștințele sau rudele, prietenii mei care au muncit, vor avea parte de o pensie la bătânețe în comparație cu mine, care nu am muncit. Ce voi face? Cum mă voi descurca? Din ce voi trăi? Legea spune că toți angajații care muncesc legal cu contract de muncă pe teritoriul Germaniei ar trebui să primească o pensie după viața lor profesională. Iar vestea bună că aceasta continuă să crească, dar din păcate nu în raport cu inflația și prețurile mari care sunt în momentul de față la produse și servicii. Când veți ajunge la vârsta de pensionare depinde de mai mulți factori, ca de exemplu unii se pot pensiona la vârsta de 63 de ani, iar alții trebuie să contribuie timp de 45 de ani la asigurarea de pensie în Germania pentru obținerea unei pensii la bătrânețe. Legea spune că oricine are anumite boli sau un handicap grav se poate pensiona mai devreme. Dar pentru această temă voi filma un videoclip special, pentru că sunt foarte multe de spus. Guvernul garantează în prezent că nivelul pensiei este de cel puțin 48%. Asta înseamnă că, în medie, toți pensionarii primesc cel puțin 48% din salariul net pe care l-au primit înainte de vârsta de pensionare. Pensia este indexată în mod regulat, astfel încât să crească continuu. Un alt argument este că pensia nu ține pasul cu scumpirile, după cum am spus mai devreme. În principiu, toți angajații trebuie să. Plătească lunar contribuții la asigurările de pensie. Persoanele asigurate pot avea un cuvânt de spus în alegerea lor socială cu privire la cum va arăta viitorul pensiei lor. Unele grupuri profesionale, cum ar fi, de exemplu, cei care desfășoară activități independente și liberi profesioniștii, sunt scutiți de plata contribuțiilor la asigurările de pensie și sunt nevoiți să se ocupe singuri de propria pensie. Legea spune că nu există posibilitatea ca o persoană care, deși a locuit, dar nu a lucrat niciodată în Germania și care nu a contribuit la fondul de pensii, să obțină o pensie la vârsta de pensionare. Dar atenție! Există conceptul de bürgerente sau pensia cetățeanului. Așadar, la bătrânețe, în Germania, nimeni nu moare de foame, chiar dacă a muncit sau nu. Ceea ce nu este chiar corect din punctul de vedere al unui muncitor care s-a trezit timp de 30 de ani la ora 5 dimineața, a mers la muncă, a avut parte de stres, de nervi, și-a pierdut timpul și tinerețea, și-a riscat sănătatea, iar la vârsta de pensionare să primească o pensie de 800-1000 de euro, sumă poate egală cu cea a unui individ care nu a muncit niciodată. Diferența dintre cei doi este că unul primește pensie pentru că a contribuit o viață întreagă din salariul lui la fondul de pensii. Iar celălalt primește bürgerente sau pensia pentru cetățean, deși nu a muncit niciodată. Mai departe, legea spune că trebuie să plătiți la fondul de pensii timp de cel puțin 5 ani pentru a avea dreptul la o pensie standard pentru o limită de vârstă. Oricărui individ căruia îi lipsesc ani de muncă poate compensa acest lucru prin plăți voluntare de contribuții către casa de pensii. Acest lucru este valabil și pentru cei care își doresc să-și suplimenteze pensia, iar la vârsta de pensionare se poate obține o plată lunară mai mare a pensiei. Persoanele care au fost întotdeauna șomeri și, prin urmare, nu au lucrat niciodată nu se pot califica pentru perioada de așteptare de 5 ani și, prin urmare, nu au dreptul la pensie, spune legea pensiei din Germania. Cu toate acestea, aceste persoane pot aplica pentru ajutorul din partea statului numit și securitatea de bază. Acesta sprijină persoanele care nu au plătit niciodată contribuții la asigurările de pensie și este finanțată cu bani din impozite pentru mamele care s-au ocupat de creșterea copiilor și a gospodăriei și prin urmare au stat acasă și nu au lucrat niciodată. Există un sprijin suplimentar pe lângă securitatea de bază. Potrivit asigurărilor de pensii germane, cei care au împlinit vârsta de standard de pensionare și cei care nu primesc pensie, dar ale căror cheltuieli de trai nu pot fi acoperite cu veniturile lor, pot primi un ajutor din partea statului numit garanție de bază. Acesta va fi folosit și pentru plata pentru cazare, pentru chirie și pentru încălzire, contribuții la asigurările de sănătate și îngrijire medicală. Pentru a se încadra la ajutorul din partea statului, și anume garanția de bază. Care, după cum spuneam mai devreme, constă într-o sumă de bani pe care statul îi va plăti solicitantului, condiția de bază este ca acesta să locuiască în Germania. Asigurarea de pensie din Germania prevede că toți cei care au un venit mai mic de 924 de euro pe lună ar trebui să depună o cerere de verificare dacă se poate încadra pentru ajutorul din partea statului, și anume a garanției de bază. Valoarea garanției de bază depinde foarte mult de venituri și active. Adulții care sunt singuri primesc cel puțin 502 euro, iar cuplurile care au dreptul la garanția de bază primesc 541 de euro per partener. Prin urmare, este indicat să vă gândiți de la o vârstă destul de fragedă dacă veți avea destui bani la bătrânețe. Dacă nu, este totuși posibil să munciți cu jumătate de normă sau să aveți un minijob, iar atunci se va lua în considerare limita suplimentară de venit. De asemenea, pensionarii pot aplica pentru diverse ajutoare din partea statului, ca de exemplu fondul de dificultate, care poate oferi până la 5.000 de euro în anumite condiții. În orice caz, este foarte important ca pensionarii să depună și o declarație fiscală. În caz contrar, ar putea fi sancționați. Acum să vedem ce venituri sunt luate în considerare atunci când solicitați ajutorul din partea statului, numit și garanția de bază. Venitul realizat, pensia, alocația parentală peste 300 de euro, veniturile din închiriere, dacă este cazul, concediul medical plătit, beneficiile copilului, ce nu se ia în considerare ca fiind un venit dacă solicitați ajutorul din partea statului numit și garanția de bază. În primul rând sunt 30% din venitul de activități independente sau din muncă, maxim 50% de din nivelul de cerințe standard 1. Cererea de întreținere împotriva copiilor sau a părinților. Alocația parentală până în 300 de euro. Indemnizația de îngrijire și activități fără taxe până la 250 de euro, de exemplu, munca de voluntariat, beneficiile unei prevederi suplimentare de pensionare voluntară, pensia maximă brută de 224,50 de euro. Condiția prealabilă este să existe 33 de ani de perioade pentru plata la fondul de pensie. Acum să vedem ce contează ca și active pentru securitatea de bază. Înainte ca garanția de bază să poată fi revendicată, activele trebuie să fie epuizate. Și anume, acestea includ banii cash, valorile imobiliare, solduri de economii, adică bani în bancă, case și alte bunuri imobiliare și mașină. Ce nu sunt considerate active sunt următoarele: sumele de bani mai mici în numerar pe persoană singură, mai mici de 10.000 de euro, și împreună cu partenerul tot 10.000 de euro. Moștenirile atunci când valoarea ideală depășește cu mult valoarea reală. Articolele de uz casnic obișnuite terenurile sau apartamentele adecvate, și aici legea se referă ca și condiție prealabilă este ca proprietatea să fie locuită de dumneavoastră. Activele pentru pensii. Securitatea de bază trebuie solicitată la biroul de asistență socială, care va fi plătită timp de 12 luni, înainte cu ca o nouă cerere să fie depusă. Acum să vedem care este diferența dintre ajutorul din partea statului numit și securitatea de bază și ajutorul de stat numit Bürgergeld sau banii cetățeanului. Ajutorul numit și securitatea de bază este destinată doar persoanelor care nu mai pot lucra, spre deosebire de ajutorul numit Bürgergeld sau banii cetățeanului pe care îi primesc doar cei care practic încă mai pot merge la muncă. Ca și concluzie finală pentru tema noastră de astăzi este dacă nu ați lucrat niciodată, nu veți primi pensie. Nici cei care au primit ajutor social nu pot conta la bătănețe să aibă drept venit o pensie. În cazul în care unii dintre dumneavoastră a stat în șomaj sau sunteți încă în șomaj, legea spune că statul va acoperi doar asigurările de sănătate, nu și asigurările pentru fondul de pensie. De aceea, la bătânețe rămâne să aveți ca și venit doar ajutorul numit și securitatea de bază. În încheierea acestui videoclip am un anunț de făcut, probabil că am mai făcut-o de-a lung, de lungul celor 4 ani de existență a canalului și a venit rândul să o fac și acum, ce anume să vă mulțumesc pentru că îmi sunteți aproape, pentru că mă urmăriți, pentru că aveți încredere în informațiile pe care vi le aduc săptămânal, pentru că îmi apreciați îmi munca, pentru că îmi apreciați videoclipurile cu like-uri, ceea ce contează foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc pentru că unii dintre dumneavoastră ați devenit membri oficiali ai canalului și pentru faptul că mulți dintre dumneavoastră ați făcut mici donații, mici sume de bani, însemnând 5 10 euro. Drept mulțumire pentru faptul că v-am răspuns prompt și corect la întrebările pe care mi le-ați adresat. Cosmin de la Salut Europa TV am fost și ne reîntâlnim data viitoare în cadrul unui nou videoclip informativ. Numai bine vă doresc!